Zi mare la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Medjidia, ca în fiecare duminică, însă cu atât mai mult în zi de mare sărbătoare, credincioșii au ascultat cu atenție slujba și s-au rugat la Dumnezeu pentru a le da sănătate. Chiar dacă semnificația zilelor de Rusalii s-a cam pierdut, doamnele păstrează vie tradiția de a veni la biserică. E o zi mare, de când eram tineri, și trebuie să sărbătorim fiecare creștin, așa cum a lăsat Dumnezeu. Eu vin mai mereu la bisericuță, la toate sărbătorile, posturile țin toate, să știți, vinerea și miercurea și toate posturile, am o conștiință, sau cum să vă spune, față de Dumnezeu. Din o strămoșă am apucat și sărbătorim. Ca fiecare sărbătoare, rusalii le aduc mai multe tradiții și superstiții pe care doamnele le cunosc foarte bine. De Sfintele Rusalii nu se prea face, nu se spală, nu se... decât niște treburi foarte mai mici de uz gospodăresc, adică ai așezat masa și ai mâncat, ți-ai strâns masa, te-ai sculat dimineața, te-ai spălat, ai făcut rugăciune, ai luat micul dejun, dacă ești bolnavă, ți-ai și tratamentul. Să nu lucrăm, să nu spălăm, să nu muncim. În a doua zi de rusalii se sărbătoresc sânzienele, iar marți după rusalii nu se lucrează ca protecție față de trăznete și lovituri. Joia mânioasă necurată a iepelor sau buciumul rusaliilor se ține ca protecția treburilor gospodăriei și culturilor de grindină, iar a oamenilor de boli. Așa cum mărturisește, el n-a venit să rămână pe pământ, ci să se suie la cer cu firea noastră răscumpărată și să o așeze de-a dreapta Tatălui. De acolo ne-a trimis pe Duhul cel Sfânt, prin care s-a întemeiat biserica, căci Duhul Sfânt, coborând în chipul limbilor de foc și șezând peste apostoli, i-a umplut pe aceștia de sfințenie. În România, prin decizia Parlamentului, sunt două zile libere, duminica rusaliilor și luni a doua zi de rusalii.